Liviu Dragnea și PSD au făcut un pas în spate în disputa cu UDMR. Ministrul Educației Valentin Popa și-a dat astăzi demisia după ce a avut o discuție cu liderul PSD pe tema scandalului provocat de modificarea legii educației. Nu sunt de acord cu solicitarea UDMR de abrogarea punctului 16 din ordonanță, ca orele de română la clasele cu predare în limbile minorităților naționale să fie desfășurate în limbile minorităților de profesori de specialitate. UDMR dorește revenirea la starea anterioară, când aceste ore erau susținute în afara normei de bază și plătite suplimentar de către învățătorii de la clase care predau limbile minorităților și care astfel primeau până la 20% în plus la salariu. După prânz, am anunțat-o pe doamna premier că demisionez, a declarat astăzi ministrul educației Valentin Popa. Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a criticat faptul că ordonanța de modificare a legii educației a fost dată de executivul în august fără o discuție cu minoritățile. Kelemen Hunor a reacționat după demisia ministrul educației susținut de PSD. Ministrul educației a luat singura sa decizie bună când a demisionat. Trebuia să-și asume consecințele mutării sale neglijente și nefondate din punct de vedere profesional care a generat confuzie în viețile a zeci de mii de elevi, profesori și părinți. În absența oricăror argumente profesionale, textele guvernamentale care reglementează predarea limbii române nu pot fi considerate altfel decât scandaloase. Așa că sperăm că guvernul va rezolva această problemă în ședința de astăzi, a scris președintele Uniunii Maghiare pe pagina sa de socializare. Modificarea legii educației a declanșat o adevărată revoltă a minorităților, iar anul școlar a debutat cu proteste în mai multe școli din țară. De exemplu, Colegiul Național George Coșbuc din Cluj-Napoca, un liceu cu profil german, a publicat acum două săptămâni un comunicat de de presă prin care solicita ca disciplina limba și literatura română să fie în continuare predate de către învățătorul profesorul pentru învățământul primar de la clasă.